Întâmplarea a avut loc în noaptea de luni spre marți, când polițiștii din cadrul secției de poliție rurală domnești, împreună cu lucrătorii lui Silvii Codriverzi, au sesizat că mai multe persoane ar fi tăiat fără drept și ar fi sustras arbor din pădurea de pe raza localității Pietroșani. Aceștia au găsit două autovehicule care transportau și tractau material lemnos. Au pornit în urmărirea unuia dintre autovehicule care nu avea plăcuțe de înmatriculare, conducătorul fiind somat să oprească iar unul dintre agenții de poliție a tras două focuri în plan vertical și mai multe focuri în direcția pneurilor autovehiculului. Cu toate acestea, conducătorul autovehiculului și-a continuat deplasarea, acroșând aută specială de poliție, provocându-i avarii, iar după aproximativ un kilometru a abandonat autovehiculul și a fugit în pădure. Marți, cei doi bărbați de 27, respectiv 20 de ani, ambii din Coșești, au fost identificați și conduși la sediul parchetului de pe lângă judecătoria Curtea de Argeș pentru efectuarea cercetărilor. După audieri, tânărul de 27 de ani a fost reținut, cercetările continuându-se pentru infracțiuni de tâlhărie calificată, ultraj, tăiere ilegală de arbor și furt de material lemnos.